Avem fermieri care sunt foarte deschiși în a realiza teste cu noi. Cu cât avem o relație de un an, doi, trei ani, deja testele merg mult mai bine și fermierii sunt deschiși către aceste teste, pentru că efectiv văd rezultatele din fermele dumnealor. Radu este unul din tinerii ingineri agronomi din România care face lucruri extraordinare cu resursele pe care le avem în Institutul nostru de Cercetări Aplicate ale Forumului APPR. Aș vrea, în primul rând, să ne vorbești foarte pe scurt despre principalele proiecte de cercetare care cred că sunt extrem de utile fermierilor. Și poate să te oprești la cel care ți este cel mai drag ție, să spunem. Să nu cel care e cel mai greu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, este destul de greu să încep să vorbesc doar despre anumite proiecte, dar cred că ar fi foarte bine să începem cu principalul proiect, cel care a conturat această asociație. Este un proiect care a început în primul an de activitate al asociației, implicit testarea noastră RITAC, care este intitulată Rețeaua Independentă de Testare și Analiză în Câmp. Este o rețea foarte cunoscută de către majoritatea fermierilor, dacă nu aproape de către toți. Și vă pot spune, în primă fază aș vrea să vă spun faptul că noi facem această testare încă de la început și în momentul de față Forumul APPR a ajuns în stadiul în care anual testează 25% din semințele existente pe piață de porumb și de floarea soarelui și chiar 50% pentru grâu și rapiță. Ceea ce înseamnă că an de an noi venim cu niște rezultate foarte clare către membrii noștri. Sunt niște rezultate obiective în același timp. Este singura rețea de acest gen unde noi punem practic 25% din semințele de porumb în momentul de față existente pe piață, le punem în același loc și vedem cum avem rezultate. Acest proiect cred că este nucleul asociației și foarte apreciat de către membrii noștri. Avem foarte mulți membri care ne întreabă an de an care sunt rezultatele pentru a-și face lista pentru anul următor. În același timp, noi, pe lângă aceste proiecte de genetică, avem și alte proiecte unde am încercat să facem proiecte și pe partea de agricultură regenerativă, chiar și pe partea de combaterea integrată a dăunătorilor, unde în prezent avem un proiect foarte frumos, este un proiect în colaborare cu alte 10 țări europene, unde scopul principal acestui proiect este sprijinirea adoptării managementului integrat al organismelor dăunătoare și reducerea riscului utilizării pesticidelor. Probabil că în momentul de față mulți ne vor spune care mai este scopul proiectului european, acestui proiect, dacă regulamentul SUR deocamdată este în așteptare, dar noi considerăm că în contextul actual, în condițiile în care sunt chiar și probleme financiare la fermă, utilizarea acestui management integrat al organismelor dăunătoare poate fi benefic și din punct de vedere financiar. Că dacă aplici un tratament la momentul oportun, îl aplici corespunzător și în condiții de climă, eviți repetarea celui de-al doilea tratament, unde se rezultă clar și prin o micșorare de costuri și poate o producție mai mare, dacă este o producție cât mai bună. Acestea sunt două proiecte principale pe care le avem în momentul de față, dar noi avem o paletă mult mai mare. Dacă tot am vorbit despre proiecte pentru combaterea integrată a dăunătorilor, încă din anul 2017 noi avem o rețea de testare în ferme, unde căutăm soluții pentru combaterea binecunoscutului dăunător Tanimecus. Acesta este un proiect de lungă durată, adică anul acesta ar fi al 7-lea an de testare, doar pe un singur subiect, și din păcate vă putem spune că nu
am găsit chiar o soluție atât de miraculoasă care să ne rezolve problema. Dar suntem aproape. Da. Sperăm. Suntem aproape și există soluții care se pregătesc. Sperăm să fie suficient de bune, eficiente și eficace pentru fermierii noștri. Exact, că acum 7 ani, când am început această testare, era foarte dificil. Câmpul nostru era tare interesant, deoarece o singură variantă avea niște rezultate excepționale, celelalte nu erau atât de bune, dar pe parcurs cu cât am avansat și am găsit și alte tratamente și alte metode, am observat că se apropie și anumite soluții, adică e un lucru bun, ceea ce ne și dorim, că e destul de dificil ca în fiecare an să stăm sub stresul că nu avem tratament pentru acest dăunător, care, din păcate, afectează foarte mult suprafața noastră de porumb și floarea soarelui în același timp. În același timp, avem și proiecte pe partea de digitalizare, proiecte începute tot în anul, început în anul 2019, proiecte pe care le continuăm. Ar fi de punctat faptul că toate aceste proiecte noi le realizăm în ferme. Adică toate proiectele pe care le avem se aplică în fermă, nu doar în sistem de cercetare aplicată, unde acolo pot spune că, da, proiectul RITAC, de cel menționat la început, este un proiect de cercetare cultivat în microparcele pentru a fi foarte sigur de acele rezultate. Și vă ajută fermierii în a fi cât mai buni agenți ai proiectelor de cercetare, încât să respecte toate protocoalele pe care voi le impuneți în departamentul nostru de cercetare? Cu o comunicare destul de bună, da, avem fermieri care sunt foarte deschiși în a realiza teste cu noi. Da, în prima fază este puțin mai dificil, că e ceva nou. Fermierii sunt obișnuiți să lucreze de obicei suprafețe mai mari, noi venim cu anumite reguli la început, dar cu cât avem o relație de un an, doi, trei ani, deja testele merg mult mai bine și fermierii sunt deschiși către aceste teste, pentru că efectiv văd rezultatele din fermele dumnealor. De foarte multe ori, mulți fermieri se informează de ceea ce se întâmplă în vest, e foarte bine, că sunt foarte bune acele teste, dar în același timp e foarte bine să existe teste și în arealul nostru, să vedem cum se comportă, că nu toate produsele, toate echipamentele funcționează atât de bine. Am avut și proiecte pe digitalizare pentru senzori, senzori de umiditate, de verificarea umidității din sol și am observat că în momentul de față, România poate nu e chiar atât de bine pregătită pentru acest tip de senzori. Da, pot apărea diferențe și e foarte bine să existe teste în ferme și în arealul nostru. Cât de utile crezi că sunt aceste testări pentru fermieri, din ceea ce îți spun ei atunci când mergi în fermele lor să-i rogi să devină parteneri în proiectele de cercetare? Pentru că avem zeci de fermieri care sunt implicați în diferite proiecte de cercetare ale formulei APPR. Ele sunt foarte utile, exact cum am spus, că în altă parte poate funcționează foarte bine, dar în ferma dumnealor nu atât de bine. Avem și cazuri în care au funcționat și cazuri în care nu au funcționat. Spre exemplu, testările... Asta e cercetarea. Exact. Spre exemplu, testările cu culturi vegetale, unde, da, este o cerință obligatorie pentru fermieri, dar noi avem teste în mai multe regiuni din țară și am observat clar că nu se pretează atât de bine în anumite condiții, mai ales cum au fost ultimii ani la noi în condiții de secetă, este o adevărată problemă, pentru că nu se dezvoltă sau dacă se dezvoltă, deja consumă și apa existentă în sol și devine deja o problemă pentru fermier. Deci covorul de vegetal este o altă temă de cercetare, o altă preocupare în cadrul departamentului. Da, noi avem teste în câmp pentru covor vegetal încă din anul 2019 și continuăm și în prezent. Mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc pentru implicare și încă o dată felicitări echipei de tineri ingineri agronomi care sunteți implicați în aceste proiecte minunate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult și eu, asemenea!